Un milionar din Ucraina a cerut armatei să-i bombardeze vila odată ce a realizat că rușii s-au instalat în ea. Andrei Stavniter, milionar ucrainean, a spus pentru Good Morning Britain că pe 5 martie a văzut pe o cameră de supraveghere cum forțele ruse care aveau în dotare un lansator de rachete au intrat pe proprietatea sa de lângă Irpin, un oraș din apropierea Kievului, potrivit Business Insider. Au distrus majoritatea camerelor din interiorul casei, dar a existat o mică cameră web pentru amatori pe care n-au depistat-o. El a părăsit Ucraina, refugiindu-se în Polonia, la puțin timp după ce Rusia a invadat violent teritoriul ucrainean. Situația continuă să fie critică în Mariupol în ziua 58 de război. Coridorul pentru evacuarea civililor din portul asediat Mariupol din sud-estul Ucrainei nu a funcționat miercuri, a declarat vicepremierul Ucrainei, care a acuzat partea rusă că a încălcat acordul de încetare a focului și a blocat accesul autobuzelor.